Înainte. Și sunt convins că planuri fiecare și-a făcut. Sunt convins că poate unii dintre voi în data de 31 decembrie 2020 deja a început să-și facă lista, poate cineva în 1 ianuarie și-a făcut lista, dacă nu ți-ai făcut-o, te rog, fă o listă a lucrurilor pe care vrei să le schimbi, vrei să le atingi în anul 2021. Se fac tot felul de statistici în perioada aceasta, și oamenii doresc să se schimbe. Una dintre cele mai uh, des întâlnite dorințe pentru anul ce tocmai se deschide, ca de fiecare dată în fiecare an, este, urm este următoarea dorință. Anul acesta renunț la fumat. Sunt mulți care doresc chestiunea asta. Uh, o altă dorință foarte des întâlnită, anul acesta voi slăbi. Nu știu cât s-a trecut treaba asta. Anul ăsta voi mânca mai sănătos. Anul ăsta voi învăța mai bine, voi lua în sfârșit bacalaureatul. Sunt unii care au miza asta pentru acest an. Voi merge la sală, nu? Bine, acum nu știu cum îi cântesc din. Voi merge la sală anul ăsta. Unii își propun doar să meargă. Anul să meargă mai mult, să pună mașina mai mult de o parte. Alții își propun să meargă mai drept. Statistica arată că doar 10% dintre cei care își propun chestii chiar le și fac. 90% eșuează. Și eșuează chiar an de an. Citeam în zearul adevărul despre o tanti care i și-a propus anul trecut să renunțe la fumat. Citez din ce zicea ea. De la 1 ianuarie nu mai fumez. Nu mai fumez, zicea ea, orice ar fi. Și voi reuși pentru că eu sunt o femeie puternică. O panseluță, cu alte cuvinte. Așa mi-a zis, spunea ea. Și zice, logic că n-am reușit. Am rezistat eroic trei zile. Cam așa se întâmplă primele zile, primele săptămâni, cine ajunge pe 30 și 30 ianuarie, ăla-i uh, om puternic. Ideea este că de multe ori ne propunem să facem ceva și, și nu reușim. Acum noi mai glumim cu ăștia care spune, nu, domne, vreau să mănânc sănătos, nu știu ce, râdem de ei că după aia pac la prima șaurmerie, tub, distrug tot, golesc unul din el uh, întreg. Cu, de, și la cola, ce vorbești? Noi râdem. E și de râs. Dar unele persoane și-au propus niște lucruri foarte importante pentru anul 2021. Nu că astea n-ar fi, dar ceva mult, mult mai important. Sunt persoane care și-au propus în anul 2021 să-și salveze căsnicia. Și-au propus să iubească mai mult, să comunice mai bine, să fie mai fidel, mai fidelă. Alții și-au propus pentru anul 2021, ca să vedem în ce ape ne scăldăm, să depășească traumele din copilărie. Și în sfârșit, să aibă o relație. În sfârșit, să aibă un job stabil. Alții își propun să fie oameni cu totul noi, să renunțe la anturaj, își propun ca anul acesta să nu se mai drogheze, să renunțe la alcool, să renunțe la o viață destrăbălată, să-și pună viața în rânduială. Alții și-au propus ca anul acesta să se întoarcă la Dumnezeu. Să-și schimbe în mod radical viața. Dacă din prima categorie mai putem să facem glume și ha-ha-ha, cu această a doua categorie treaba foarte serioasă. Că dacă te împiedici în prima șaormă cu de toate, nu e problemă. Lasă că vine februarie, mai ai ocazia. Lasă că vine și martie. Însă când vine vorba de familie, când vine vorba de mântuire, când vine vorba de dependențe, lucrurile nu sunt chiar așa simple. Pentru că dacă oamenii eșuează la capitolele acestea, ceea ce rămâne din restul anului s-ar putea să însemne doar depresie, s-ar putea să însemne sinucidere, s-ar putea să însemne boli cronice, internări în spital sau decădere într-o groapă a vieții fără sfârșit și nu mai știi unde te oprești. Dacă atunci când îți propui ceva serios în viață la început de an, nu reușești să te ții după cum îți propui să mergi la sală sau să faci o anumită chestiune și știi că te pândesc astfel de perspective sumbre, dramatice, atunci ce rămâne? De aceea în această seară, Mesajul se intitulează De ce nu mă pot schimba? Pentru că persoane care vor să-și salveze căsnicia au luat această decizie și anul trecut, și cu 2 ani, și cu 5 ani. Persoane care au spus, gata, renunț la trecutul meu, la traumele mele, voi lua taurul de coarne și cu frica cea mai mare voi înfrunta anul acesta. Și n-au reușit. Persoane care au vrut să se lase de droguri sau au vrut să se lase de uh, dependențe, au mai încercat și totuși au reușit. Și este această mare întrebare, apropo, artistul nostru a făcut o treabă efectiv extraordinară, efectiv așa-ți atârnă semnul întrebării după grumaz. Și pe cum trec zilele din an, semnul întrebării te trage tot mai tare în jos și te cocoșează tot mai tare până când ajungi să vezi doar pământul din fața ta. De ce nu mă pot schimba? Predic în seara asta cu așa mare bucurie, pentru că voi predica din Scriptură în seara aceasta. Ori tema principală a Scripturii, predic seara aceasta, schimbarea vieților oamenilor. Predic despre Isus Hristos. Isus Hristos s-a întrupat, a venit pe pământul acesta cu misiunea clară, specifică de a aduce schimbare în viața oamenilor. Este un mesaj al speranței în întreaga Scriptură. Hristos este cel mai mare susținător al schimbărilor. Aș putea zice, este un artist, un expert în ceea ce privește schimbarea. De aceea, în continuare, aș vrea să citim un text din Scriptură în care expertul în schimbare, Iisus Hristos, ne răspunde la întrebarea de ce nu mă pot schimba? Deschideți împreună cu mine Evanghelia lui Matei, capitolul 13, vom citi începând cu versetul 1. Din scriptură, din cartea aceasta, care are ca obiect de studiu schimbarea vieților noastre. Așadar, Matei, capitolul 13, versetul 1. Dacă aveți Biblia la voi, un lucru extraordinar, dacă nu, haideți să urmărim pe ecran. În aceeași zi, Isus a ieșit din casă și ședea lângă mare. O mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie, să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țărm. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis, Iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase unde n-avea pământ mult a răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. Un grăunte a dat 100, altul 60, altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Haideți să citim din versetul 18. Ascultați, dar ce înseamnă, pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Acesta este, aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Dar nare are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul. Dar îngrijorările viacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod, un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Amin. Textul de azi este plasat în acea etapă istorică din viața lui Isus Hristos în care El, Isus Hristos, tulbură tot în jurul Lui. A făcut minuni, a făcut vindecări, oamenii sunt entuziasmați de el. Însă capitolul 12, precedentul, ne spune că tot ce face Hristos este în vederea schimbării. Provoacă totul în jurul lui. Stârnește, ridică praful, tulbură apele, oamenii, oamenii sunt contrariați, până acolo încât unii lideri îi pun gând să-l ucidă. Hristos spune la un moment dat: Aveți Templu, îi fain, vă lăudați cu el. Și deodată, Hristos: pum, Eu sunt mai important decât Templu și tot ce însemna religie pentru ei, ce aveau ei mai important în religie, Hristos schimbă. Spune Hristos, sabatul e important pentru voi, îl țineți și sunteți gata să ucideți pentru el? Aici, spunea Hristos, stă unul mai important decât sabatul. Și îi lovește exact în inimă, unde îi durea mai... Putea să spună chestii de detalii, lucruri neimportante de el, nu. Îi lovește unde doare mai tare. N-aveți voie să faceți nicio lucrare în ziua sabatului? Nu. Eu schimb asta. Și că exact pe când farisei au venit să-l ispitească, exact în sinagogă, când toți se uitau la el, Hristos vine și spune, eu am venit să schimb lucrurile. Aduc împărăția lui Dumnezeu, care este invizibilă, este în inimile voastre și îl vindecă pe omul din sinagogă. Fu, Ce face Hristos? E bine, liderii iau poziție. Și când vorbește despre schimbare, domeniul acesta este cel mai critic. Spuneam și în altă conjunctură, când am deschis Biserica Impact. Am proclamat lucrul acesta, noi credem că Isus Hristos poate schimba viața oricărui om. Și cineva a spus, Alex, ia o mai moale. Treaba asta cu schimbatul vieții, cu oamenilor nu le place. Ei duci pe oameni, știi, trebuie să schimbi ceva în viața ta. vezi de treabă, domnule, schimbă în viața ta, ce ai cu viața mea? Atâta vreme cât stau în perimetru meu, totul este confortabil, îs ok, vin, ascult, nu te băga în viața mea. Nu-mi spune la ce să renunț, ce să schimb, ce să fac. Da, putem să facem asta, dar nu mai mergem pe urmele lui Isus Hristos. Pentru că Isus Hristos exact asta a făcut. Schimbarea pe care o aducea Isus era atât de evidentă încât liderii poporului, preoții, fariseii, cărturarii îl resping pe expertul în schimbare. Mulțimile, totuși, îl urmează pe Hristos și Hristos le vorbește despre schimbare. În seara aceasta, din pilda semănătorului, aș vrea să ne uităm la primul motiv pentru care oamenii nu se schimbă. Primul motiv pentru care oamenii nu se schimbă. Haideți să citim în versetul 19. Spune așa. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu îl înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Acesta, aceasta, ace, aceasta este sămânța căzută lângă drum. Avem tendința, întotdeauna, când ceva nu merge bine, când ceva nu ne iasă bine, să dăm vina pe altul. Ba, nu-i bun președintele, ba, nu-i bun guvernul, ba, bine, de multe ori avem și dreptate în cauzele astea. Ba, nu-i bun uh, uh, profesorul, pastorul, biserica, contextul, anul, că e anul nu știu care. Însă, de data aceasta, când citim versetul acesta, găsim, domne, vinovatul. Uitați-vă! vine cel rău și răpește cuvântul și de aia nu ne putem noi schimba. Cine e vinovat în cazul ăsta? Cel rău, diavolul. Gata, am găsit vinovatul, putem închide becurile, mergem acasă, treaba e rezolvată. Putem să dormim liniștiți, dar, dar nu e chiar așa. Avem tendința de a dea vina pe altul, mai ales cu atât mai confortabil cineva invizibil. Și nici nu ne afectează. Cine? Diavolul, satana, cel rău. Mă, copile, de ce nu te cumințești tu? Diavolul mama e. el e vinovat. Dar hai să citim un pic mai cu atenție. Versetul 19 din nou. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție, nu vine diavolul prima dată și îl fură. Se întâmplă altceva. Voi vedeți? Îl aude și nu-l înțelege. Vine cel rău și răpește ce a fost semănat. De aceea te rog, notează-ți primul principiu. Nu te vei schimba dacă nu studiezi. Notează-ți asta, îți va fi de folos în anul care urmează. Nu te vei schimba dacă nu studiezi. Hai să o luăm ușor și să decolăm. Vrei să mănânci mai sănătos? Ascultă-mă bine. Veci, tot sarmale, tot șaorma, tot dulciuri și cola, până nu mai poți, vei mânca dacă nu studiezi. Pune mâna pe o carte, ea deschide, studiază, studiază niște studii. Fă ceva! Dacă nu vei studia să vezi cât este de, de toxic, cât este de nociv și cum operează, ce renunță la ducan. Fetelor, vă știți despre ce vorbesc. Nu-i de la Domnul, dați-i pace. Puneți mâna și citiți niște studii bine argumentate. Când vine vorba despre o schimbare majoră în viața noastră, trebuie să înțelegem următorul principiu. Nu ne vom schimba până când nu vom studia. Observă, te rog, în text următorul aspect, cum Iisus Hristos corelează înțelegerea Evangheliei cu acțiunea diavolului în mintea noastră. El le leagă. Modul în care înțelegi cuvântul privitor la împărăție este direct legat de acțiunea diavolului în mintea ta, în inima ta. Noi dăm vina că, A, uite, vine diavolul, face cu tare și adevărat. Însă diavolul are acces în viața noastră, în mintea noastră, în măsura în care noi înțelegem sau nu cuvântul lui Dumnezeu. Ești la cheremul lui, Vine, stă, te amăgește, te înșală, pune presiune pe tine în forme care mai de care mai groaznice te hărțuiește. Dragul meu, trebuie să spună în seara aceasta, nu se va schimba nimic din lumea ta spirituală până când nu vei studia cuvântul privitor la împărăție. Da, sunt unele lucruri pe care noi nu le vom înțelege niciodată și nici nu trebuie să le înțelegem. În Deuteronom 29 cu 29 spune așa, lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu. Dar lucrurile pe care Dumnezeu vrea ca noi să le știm, ni le-a descoperit. Ori vă rog să subliniați faptul că Isus Hristos vorbește despre înțelegerea, nu a modului cum a fost creat pământul, pentru că acesta îl acceptăm și îl primim prin credință. Nu trebuie să înțelegem, doamne, exact cum e cu Trinitatea, același Dumnezeu în trei persoane, în definitiv, și la urma urmei, trebuie să o percepem prin credință. Însă ceea ce trebuie să înțelegem este cuvântul privitor la împărăție. La cine este Hristos? Asta trebuie să, să înțelegem. Trebuie să măcinăm, trebuie să uh, luăm la mărunțit cine suntem noi în împărăția lui Dumnezeu. Prima observație. Modul în care Hristos corelează înțelegerea Evangheliei și acțiunea diavolului. De ce are atâta putere diavolul în viața unui om care nu înțelege Evanghelia? Știți de ce? Unul dintre numele diavolului este înșelătorul. Mai, el mai este numit și tatăl, cine știe, tatăl minciunii. Și acum tu te plin vesel pe protocolul pământului. Tu ai 2021, viața e frumoasă, mergi, ți-ai propus să schimbi câteva chestiuni acolo, unele importante, voi reuși. Vezi de treabă. Dacă nu înțelegi bine Evanghelia, va veni înșelătorul și va zice, sigur, da, tu trebuie să tu trebuie să-ți iubești mai mult soția, si. Și va începe să te înșele, să te ducă cu zăhărelu și la un moment dat te trezești în 31 decembrie 2021 că ești pe câmp, divorțat deja de vreo, de vreo trei luni. Va veni tatăl minciunii și va zice, vezi de treabă, domne, ce -ți trebuie ție slujire? Păi, dar, ce vrei tu să-ți schimbi viața, să-l iubești mai mult pe Domnul? Tu îți dai seama în ce te bagi și vine tatăl minciunii, înșelătorul, amăgitorul, care a venit și la Eva și i-a spus, da, a zis Dumnezeu ce a zis, dar vreau să-ți spun eu, el știe că în ziua în care vei mânca din fructul oprit, vei deveni ca el. Și tocmai asta vrea el să împiedice. De fapt, Dumnezeu e un hain, e un rău, e un dur, pe care tu nu poți să-l înțelegi. Tu nu poți... Vezi, de treaba ta. Un om care aude mesajul Evangheliei și nu-l înțelege, îi deschide ușa larg diavolului are efectiv acces să intre și să-ți spună ce, vrei, ce vrea el și tu să-l crezi. Ai experimentat asta până acum? La consiliere, principalul obiectiv este să-l fac pe omul respectiv, să-și dea seama de diferența dintre perspectiva lumii, a diavolului și perspectiva lui Dumnezeu. Biblia ne spune că noi putem să luptăm împotriva tuturor uneltirilor diavolului prin credință. Știi cum se capătă credința? În urma auzirii Cuvântului lui Dumnezeu. De deci, dragul meu, în această seară vreau să te întreb ceva foarte personal. Răspundeți ție, dar răspunde cu responsabilitate. Cum stai cu cititul? Nu pe. Uh, Facebook, pe telefon. Cum stai cu cititul dintr-o carte, cu cărți fizică? Cum stai cu cititul din Biblie? Știți că cea mai citită Biblie din carte este Geneza. Pentru că toți zic, 1 ianuarie, asta înseamnă că trebuie să citesc Geneza, capitolul 1. Pac, și ai deschis Geneza, capitolul 1. Dragul meu, lasă-mă să-ți dau un sfat. Începe să citești din Biblie, dar te rog eu, începe cu Matei. Hai, începe cu Marcu. Ăsta e în Noul Testament. Marcu și scurt, 16 capitole. Nu e atâta, începe cu ceva ce poți să înțelegi. Du-te apoi în faptele apostolilor. Du-te apoi uh, în Romani. Du-te în epistole. Extraordinar. Abia mai apoi te poți duce să citești în Vechiul Testament. Biblia ne spune în felul următor: Că cine înțelege aduce rod. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine versetul 23 din textul pe care l-am citit. Iar sămânța căzută în pământ bun este cine aude cuvântul. Este același cuvânt, același propovăduitor. Sămânța are același ADN, dar îl înțelege. Acela aduce rod. Cine înțelege? De -aia eu te întreb, cum stai cu cititul Scripturii? De aceea te întreb, de unde ai început să citești? Pentru că trebuie să citești. Nu mă interesează să încep să citești de prin numeri, de pe acolo, stoi, Dumnezeule Mare, ce e ce, că nu mai știu. nu e vorba de aia, de, de Citește ce poți să înțelegi. Trebuie să înțelegi cuvântul privitor la împărăție. Apoi, pune întrebări. Cum stai cu întrebările? Pune întrebări. Pentru că în textul de astăzi, chiar ucenicii, pun întrebări. Eu am citit până la versetul 9, însă versetul 10, Ucenicii se duc la Hristos. N-a fost singura dată, n-a fost prima dată. Este o obișnuință a ucenicilor și mi-ar place și noi să le semănăm. Ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis. Domnule, avem o întrebare. De ce le vorbești în pilde? Și Domnul începe să le explice. Tu ai întrebări. Dacă ai, atunci te rog să le pui. Te rog să cauți. Spre exemplu, scoate la ivială întrebările din Biblie. Întrebările din text, din predica pe care eu o rostesc. Pune întrebări. Sau poate că ai întrebări grele și te rog să le scoți la lumină. Spre exemplu, a existat Isus Hristos cu adevărat sau este un mit? Schimbarea vieții tale depinde de întrebările pe care tu le ai și răspunsul pe care îl găsești la întrebarea aceasta. De ce sunt atât de multe biserici? De ce Biserica? Este vinovată de atâtea crime, de atâta complot, de atâta mafie? Hai că e o întrebare. Pune-o. Caută răspuns. Este Dumnezeu rău când permite rău în lume? Caută răspuns la asta. De ce trebuie să cred în Isus Hristos ca să fiu mântuit? Nu pot și altfel? Știu că mulți au întrebarea asta, cei care ne vizitează. De ce trebuie să ne manifestăm așa înaintea lui Isus? De ce batem din palme? De ce cântăm? De ce în felul ăsta? De ce pe Isus? Tot înălțăm numele lui Isus. Hai să mai înălțăm și numele altuia. Ce? Maria nu-i bun? Nu-i nume frumos Maria? Dacă ai întrebări, dragul meu, biruința în viața ta, schimbarea în viața ta, depinde de studiul pe care îl vei face pentru a-ți răspunde la întrebarea aceasta. Nu pot trăi liniștit și fără botez? Pe bune, ce trebuie eu să cad acum în penibil? Ce este pocăința? Ce este Evanghelia? Ce este cina Domnului? Haide! Sunt întrebări pe care noi le avem. Haideți să studiem. Nu va exista schimbare în viața noastră dacă nu studiem. Studiază-ți viața. Dacă nu studiezi, nu te schimbi. De ce ai ajuns dependent? Unde vei ajunge dacă vei continua așa? studiază care sunt efectele unui divorț pentru soț, pentru soție, pentru copii, studiază asta. Studiază cum se negociază conflictele în familie. Studiază de ce nu poți avea o relație serioasă cu nimeni. Studiază de exemplu de ce urăști tatăl. Studiază asta. Studiază de ce ești în faliment. Pentru ca să te schimbi, ai nevoie să studiezi. Uită de filme. Citește Noul Testament. Cere cărți recomandate. Îți putem da cărți. Cei care vin la consiliere, de cele mai multe ori știu că nu scapă fără să le dau să citească. Pune mâna și citește. Cărți potrivite nevoii tale situației prin care treci. Poate ești în punctul de a-ți schimba viața într-un mod radical. Vrei să crezi în Hristos. Există cuvânt pe care îl primești, îl auzi de aici, de pe scenă, îl primești de la cineva apropiat, însă nu știi ce să faci. Îți propui să-ți schimbi viața și să te apropii de Dumnezeu, însă ai unele goluri în viață. Dragul meu, datorită faptului că nu înțelegi Evanghelia, Diavolul are acces în mintea ta. Te poate minți, te poate prosti, îți poate pune în față ce vrea el. De deci ce el te provoc? Studiază. Al doilea motiv pentru care oamenii nu se schimbă. Versetul 20 și 22, haideți să citim. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul lui Dumnezeu și îl primește îndată, repede, cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă de el. Aș vrea să notezi următorul aspect. Nu te vei schimba dacă nu suferi. Nu te vei schimba dacă nu suferi. Cuvântul în întotdeauna ne provoacă și întotdeauna aduce suferință. Schimbarea întotdeauna aduce suferință. Orice schimbare vrei să faci, o schimbare banală, hai să o luăm. Vrei să te trezești la șapte dimineața, să presupunem, da? Și vrei să petreci 15 minute în meditație, nu știu, citind Scriptura, rugându-te. E un lucru simplu, 15 minute, dragul meu, deși pare puțin mic, vei suferi te va scoate din zona de confort și va produce o oarecare suferință în viața ta. Eu apreciez că nu este una tocmai mică. Pentru că avem suferință și noi nu vrem să suferim, rămânem unde suntem. Biblia ne spune foarte clar. Uite cât de entuziasmant pare. Cineva aude cuvântul cu privire la împărăție și imediat, el nu stă. El nu stă să pună între... Pentru el lucrurile sunt clare, simple. Da, domne, avem un Mântuitor, un Hristos, ne iubește și a dat viața pentru noi. Viața mea mi-o poate schimba? Vreau și eu. Doamne, te urmez! Și ne bucurăm de astfel de decizii și le apreciem. Am văzut lucrul ăsta. Chiar zilele trecute, când am avut concertul de Crăciun, a venit o familie în față, spune, n-am mai văzut niciodată la biserică. Am primit răspunsuri în seara asta, chiar astea au fost cuvintele. În seara asta am primit răspunsuri la întrebările noastre. Vrem să-L urmăm pe Domnul. Foarte bine, aleluia, Mărirea lui Isus. De-aia am și predicat și am cântat aici, ca oamenii să primească repede și cu bucurie cuvântul. Dar, dragul meu, Cuvântul acesta trebuie să intre în profunzime, trebuie să aibă rădăcini. Pentru că altfel, mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi va trebui să plătim un preț pentru schimbarea noastră, pentru alegerea mesajului, pentru a crede în ce Hristos a spus, pentru a ne schimba viața, va trebui să plătim un preț. Galileea este locul în care Hristos predică și spune pilda aceasta. Ați observat detaliu de la început, atât de mult îmi place. Oamenii au venit la un îmbulzit atât de tare încât pe țărm fiind, el s-a urcat pe o corabie și predicat de acolo. Chiar și astăzi există un golf în Galileea numit țărmul pildelor. Și este așa într-o formă de potcoavă și aici este apa. Și dacă vorbești de acolo, este un amfiteatru perfect cu o acustică perfectă. Însă fiind relieful de așa natură, este pământ, sol, însă undeva la mică adâncime, peste tot în zona respectivă, nu se știe de ce, există o poșghiță, un strat de calcar. Și cam orice sămânță ce o arunci își oprește rădăcinile în uh, uh, stratul acela de calcar. O, oh, ce repede prinde cuvântul, ce, bă, ce predică, ce mi-a vorbit Domnul. Foarte bine, slavă Domnului, însă nu uita, locurile sunt stâncoase. Ca să prinzi rădăcini adânci, trebuie să suferi. Cuvântul aduce bucurie, dar aduce, potrivit versetului, și necaz și aduce și prigonire. Tot în Matei, însă capitolul 16 de data aceasta, versetul 24, ne spune în felul următor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, în urma predicării Evangheliei, să zice, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Ce înseamnă să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze? Exact asta. Nu poți să-ți schimbi viața nu poți să te apropii de Dumnezeu. Nu poți fi mântuit dacă nu suferi. Și nu vorbesc aici de o mântuire prin fapte. Însă a crede în Hristos presupune suferință. Nu poți să stai întins pe divan și cineva să-ți facă vânt așa cu nevantai din uh, coadă de păun și totul să fie minunat și niște uh, păsărele să ciripească în jurul tău. Faină-i mântuirea. Trezește-te, zice Hristos. Dacă vrea cineva să mă urmeze pe mine, trebuie să plătească prețul. Te lepezi de sine. Și nu mai există acea trinitate, eu, al meu și mie. Îți iei crucea în fiecare zi. Și crucea nu înseamnă o cruciuliță faină, drăguță, pe care o punem la gât sau la mașină. sau Cruce înseamnă un element de tortură. Cruce înseamnă cel mai dur element de tortură. Ia-o în fiecare zi și urmează-mă. Domnul Iisus Hristos i-a anunțat pe ucenici și în predica de pe munde, în fericire, le-a spus, ferice va fi de voi, când oamenii din pricina mea vă vor prigoni. Observă că în text spune, veți avea necazuri. Nu că are toată lumea, nu e vorba despre niște necazuri comune. Na, toți se îmbolnăvesc, toți au, cum îi zice la enterocolită, pe toți îi mai doare cât o măsia. Este vorba de o prigonire, de un necaz din cauza cuvântului lui Dumnezeu. Adică, fii atent, trebuie să te schimbi. Vrei să te schimbi. Auzim cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să-ți ceri iertare, trebuie să te pocăiești, să renunți la vechile obiceiuri, și trebuie să îmbrățișez principiile lui Dumnezeu. Cum se întâmplă asta într-o familie conflictuală? Ca să te schimbi, trebuie să suferi. Și te duci la soție sau, în funcție de caz, te duci la soț și trebuie, prima dată, ai necaz. Te scoate din zona de confort. Vreau să discutăm despre viața noastră, eșecurile noastre, frământările noastre certurile noastre de până acum. Cel mai bine ar fi să ridicăm, ridicăm, băgăm totul de desubt și ziua bună. Lasă că o fi cumva. Ce tot atâta luăm la, din spate? Trebuie să dai tot la o parte, tot covorul și acolo miroase. Pute, greu. Și trebuie să iei, uite, iubito, hai să spun. Eu sunt vinovat pentru, și acolo e suferință, că tu îi dai ei idei. Și atunci ai zice, da, bine că spui, pac, și scoate de, atunci să vezi tu coada de mătură și conflict și necaz. Pentru că tu înțelegi că trebuie să-ți ceri iertare, pentru că tu înțelegi că trebuie să te pocăști, pentru că tu înțelegi că trebuie să renunți la unele lucruri. Vei suferi ca un câine. Vei suferi în ultimul hal. Când vrei să-L urmezi pe Dumnezeu, vor fi oameni care îți vor spune, ce trebuie ție? Unde te duci tu? Și repede, după tine, îți trebuie acum să te pocăi, să iei, să schimbi, dar nu ți bine, așa. Și unde mai pui că asta îți spune mămica? Asta îți spune în uh, cineva foarte apropiat. Unde mai pui că, aha, te duci, faci. De acum nimic bani de buzunar, să vezi tu. Ești pocăit să-ți poarte Domnul de grijă și frații tăi, hai. Și tu încă nu ești integrat în biserică, nu te știe nimeni. Și suferi. Însă este o suferință care aduce schimbare. Ascultă-mă bine. Atâta vreme cât vrei să ai în viață doar plăcere, să ți se facă doar după poftele tale, să-ți fie doar bine, nu te vei schimba niciodată. Din nici un punct de vedere, nici silueta, nici cariera, uh, uh, nici viața de familie, cu atât mai mult. Umblarea cu Domnul. nu voi să te provoc oricine i fi în seara asta. Fă schimbări în viața ta. Chiar dacă trebuie să suferi, pentru că ceea ce vei obține în urma suferinței va fi mult, mult mai, valoror, mai valoros. Și apropo de cei care prigonesc, trebuie să spun asta. Sunt un luptător când pot împotriva expresiei, Da ce o să zică lumea. Expresia cealaltă ar trebui să fie, dar nu ne interesează ce zice lumea. Domnul Iisus Hristos spune așa, nu vă fie frică de lume. Ei, cel mai mult, pot să ucidă trupul. Na. Fie vă frică de cel care are autoritate și asupra trupului și asupra sufletului. Acela care are autoritate absolută. Tradus este, nu contează ce spun oamenii, contează ce spune Dumnezeu. Dragul meu, întindeți ca să poți suferi necazul, prigonirea, întindeți rădăcinile adânc străpunge acea poșghiță, este doar o poșghiță, n-ai teamă, de calcar. Bagă-ți rădăcinile adânc. Adică, omule, caută să fii profund în ceea ce faci. Primești cuvântul cu bucurie, mă bucur, dar fi profund. Ai venit la închinare, noi cântăm. Și la început, înainte de a urca pe scenă, ne-am întâlnit cu toții în birou și asta a fost concluzia. E mai mult decât muzică. Mai mult decât tobe, chitară, nu știu. Sunt lucruri bune, dar e mai mult de atât. Este profunzime. Aici îl întâlnim pe Dumnezeu. Este lumea spirituală. Lipsa profunzimii îți va fi fatală într-o zi. Notează-ți asta. Lipsa profunzimii într-o zi îți va fi fatală. Îl urmez pe Domnul cu entuziasm, cu bucurie. Însă dacă nu ești profund în urmarea Lui, la un moment dat va veni un necaz, o prigonire atât de mare, încât nu vei face față. Al treilea motiv pentru care oamenii nu se schimbă, versetul și 22. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul. Dar îngrijorările viacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și nu mai aduce rod. Observați o gradualitate. Prima dată nu înțelege. Sămânța nici măcar nu intră în pământ. Vine pasărea, o ia, fuge cu ea. Sămânța, în cazul al doilea, intră în pământ, însă nu este profundă, repede răsoare, soarele pălește și se usucă. Observă aici. Există unele rădăcini, problema nu e la rădăcină. Rădăcinile sunt înfipte. Problema este la cuvântul acesta, spini în neacă. Ați fost vreodată în situația de a vă Eu am fost de două ori, mulțumesc Domnului. Îi huh. ok când e apa până la umeri, când e apa până aici? Când e, când e prea sus, e prea sus. Trebuie să facem ceva. Ai rădăcini bune, însă când vine ceva ce te înneacă, nu e vorba de profunzime, acum e vorba de înălțime, e vorba de altitudine. Și te rog, observă ce înneacă. Ha, ce interesant. Îngrijorările viacului acestuia. Adică viacul aduce îngrijorări. Lumea în care noi trăim ne aduce îngrijorări. Tu ești un credincios bun. Tu cu rădăcinile ai trecut de mult de poșghița de calcar. Însă viacul în care tu trăiești, respectiv 2021, <sus> știri, criză. Coronavirusul. Noi mutații. Deschid telefonul 1 ianuarie, deschid telefonul să mă uit. Hai să vedem știri. Unde au mai explodat o petardă? Ce s-a mai întâmplat? Și spune în felul următor. 30 de țări din Europa se închid datorită noului coronavirus. Este mă întreabă, e nou deja? S-a înnoit? Da, o schimbare la față. Uite, cer un nou an, un nou coronavirus. Ziua și coronavirus. Și viacul acesta ne aduce îngrijorări. Ce Iisus? Ce Biblie? Ce? Unde te duci frate? Tu, tu nu știi nici. Unde te duci acolo? Oameni mulți cu tare, stai, bei cafea, dai mâna, ăia cântă pe scenă, nu poartă. Tu îți dai seama, ne îmbolnăvim, toți murim. În masă. Unde te duci? Ce faci? Unde? Criză financiară, ai să vezi, ne pierdem toți locurile de muncă. O să fie vai și amar. Viacul acesta prin, uh, uh, prin știri ajung să ne îngrijoreze atât de tare, Uf, încât uităm cuvântul despre împărăție, am ajuns să văd în perioada aceasta a pandemiei oameni credincioși care aveau familie, aveau rate, aveau uh, copii de întreținut, dar nu mai aveau suflet. Așa se purtau de parcă erau niște roboți, mașinării fără. Ce suflet, ce să te mai... Suntem în situație de criză, nu vezi, vine războiul peste noi. Asta ne trebuie nou acum. Ca și când îngrijirea sufletului este o chestiune de lux. Dragul meu, viacul are niște îngrijorări care ajung să te înnece. Hai să mergem mai departe. Spune, înșelăciunea bogăților. Hai să schimbăm termenii. Hai să punem mai întâi, cum am făcut adineauri. Viacul aduce îngrijorări. Bogățiile Aduc înșelăciune. Cine-i bosul? Cine-i tata lor, ăla care are bani? Bogățiile aduc înșelăciune. Tu nu o să pățești nimic. Și bogățiile ajung, înșelăciunea bogăților ajung să te înnece, să înnece cuvântul și cuvântul nu mai are. Spune aici, datorită înșelăciunii bogățiilor, oamenii ajung să fie neroditori. De crescut au crescut, dar stau ca planta între spini. Nu o să facă absolut nimic. Ori cuvântul lui Dumnezeu ne spune în seara aceasta, sămânța căzut în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod. Un grăunte aduce 100 rod un grăunte aduce mai puțin, altul aduce și mai puțin, dar aduce. Se produce schimbarea. De la o sămânță aduce rod. De la un pământ necultivat este un pământ folositor, nu-i pârloagă. Și tu te întrebi în seara asta, Doamne, mi-am propus niște lucruri atât de importante în anul care vine și sunt capitale, sunt decisive, dacă, dacă eșuezi și de data asta cu familia, dacă eșuezi și de data asta cu anturajul, dacă și de data asta eșuezi și nu poți birui dependențele din viața ta, luptele tale interioare, trecutul tău, ai falimentat cu totul. La ce bun un an nou când tu ești vechi? La ce bun o șansă nouă când știi că nu te poți schimba? Când știi că vei fi același, când știi că vei avea, vei avea aceleași lupte? O singură necunoscută o avem aici. Cât vei rezista? Cât crezi că vei rezista dacă nu te schimbi? Cât, că, cât crezi că vei rezista în condiția asta? În viața asta? Cât crezi că vei rezista să nu înțelegi cuvântul lui Dumnezeu? Crezi că diavolul vine numai dată și te amăgește? De două ori te amăgește? Până te prinde în cleștele lui. Nu te vei schimba. Dacă nu-ți pui mintea la contribuție și nu începi să studiezi. Nu te vei schimba dacă nu ești gata să plătești prețul și să suferi. Denigrarea unora, vulnerabilizarea ta. Nu te vei schimba niciodată dacă nu vei suferi în fața altora, dacă nu îți vei lua crucea și să-l urmezi pe Hristos. Nu te aștepta să-ți schimbi viața, să fii un om nou, dar tu să nu plătești nimic, să-ți fie numai bine. Bine va fi în relația ta cu Hristos. Bine va fi când vei fi la închinare, bine va fi când te vei ruga, bine va fi când vei pune capul pe perină și vei ști că ai conștiința în păcată, însă e posibil în jurul tău să fie furtună, să fie necaz, să fie prigonire, să fii chiar în cuptorul cu foc, bine -ți va fi să fii cu Hristos. Nu te vei schimba dacă nu suferi, ascultă-mă bine. Dacă tu vrei să-ți menții imaginea imaculată și nu suferi, să nu te știe pastorul, să nu te știe liderul, să nu te știe lumea. Este o suferință pe care trebuie să o porți. Să te lepezi de sine. Nu te vei schimba dacă nu te sacrifici. Nu te vei schimba dacă nu te sacrifici. Îngrijorări? Va trebui să te sacrifici. Bogății? Atâta vreme cât te le ții pentru tine sunt înșelătoare. Vorbesc bogaților, nu mă bogați. Sunt înșelătoare. Cu cât le aduni, cu atâta duhnesc mai greu. Cu cât le aduni, cu atât nu rodești. Pentru că te neacă. Ai sănătate. Ai timp. Ai bani. Ai ce ai ca să rodești.